Declarație politică, guvernul Ponta este incapabil să investească în proiectele atât de necesare României. Domnule președinte, stimați colegi, în ciuda optimismului cu care guvernul dorește să ne prezinte datele financiare pe primele 4 luni, realitatea ne arată o situație foarte gravă în ceea ce privește investițiile publice făcute de guvern, precum și absorpția de fonduri europene. Nivelul extrem de scăzut al acestor indicatori are consecințe majore, imediate, în dezvoltarea anumitor domenii, cum ar fi construcții, dar și consecințe pe termen lung, prin întârzierile nepermise în dezvoltarea infrastructurii la nivelul țării. Cine din guvernul Ponta poate să ne explice de ce, în ciuda încasărilor mai mari la bugetul consolidat, investițiile publice au scăzut cu peste 30% în primele 4 luni din an? Premierul Victor Ponta, ministrul Ioan Rus sau ministrul Nicolae Bănicioiu ne pot explica de ce nu investițiile în drumuri, autostrăzile sau spitalele de care România are atâta nevoie nu s-au realizat? Dacă există resurse la buget și guvernanții nu folosesc banii în folosul românilor, nu ne putem gândi decât la incompetență și lipsă de viziune din partea celor care ar trebui să gestioneze problemele țării. Faptul că guvernul este incapabil să folosească resursele pentru a face investițiile benefice în țară ne-a fost confirmat chiar de premierul Ponta, care, într-o întâlnire cu ziariștii străini, a explicat cu nonșalanță că Uniunea Europeană a suspendat fonduri de 1 miliard de euro destinate unor proiecte din România, pe fondul suspiciunilor de corupție și privind anumite nereguli. Lăsând la o parte că prim-ministrul țării anunță asemenea probleme de importanță majoră în discuțiile cu jurnaliștii străini, nu cu cei români, domnul Victor Ponta prezintă problema de parcă vinovații s-ar afla în altă parte decât în propria curte. Nu, domnule prim-ministru Ponta, problema nu este la alții, ci chiar la guvernul pe care îl conduceți și pentru ale cărui greșeli sunteți direct responsabil. Chiar dacă nu vă convine, trebuie să vă asumați toate greșelile, nu doar anumite succese punctuale. Toate aceste vești vin pe fondul nivelului foarte scăzut de absorpție a fondurilor europene în acest an, fără mari perspective până la sfârșitul anului. Poate nu realizați, domnule prim-ministru Ponta, dar să faceți investiții publice mai mici cu 1 miliard de lei în primele 4 luni și să dați cu piciorul la 1 miliard de euro fonduri europene ar trebui să reprezinte motive de îngrijorare suficiente de mari care să vă facă să nu mai țopăiți de bucurie pe la televiziuni, prezentând doar rezultatele care vă convin. Pentru că, în realitate, sectorul construcțiilor și toate celelalte domenii conexe, cu tot cu zecile de mii de angajați, abia gâfâie în așteptarea investițiilor publice care să dea drumul la o creștere economică sănătoasă. Iar cetățenii nu pot beneficia de autostrăzile sau liniile de metro pe care le promiteți. Guvernul PSD Ponta va rămâne în istorie ca guvernul care a făcut cel mai puțin pentru infrastructura din România, ținând țara în loc, în timp ce țările din jur nu pierd timpul și fac ceea ce trebuie pentru cetățenii lor. Deputat Anton Doboș, mulțumesc, Iași. Domnule.